Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. În stare de rezbel cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Ce am fost înainte de declararea rezbelului? Fost am noi dependenți către turci? Fost am noi provincie turcească? Avut am noi pe sultan de suzeran? Străinii au zis aceasta, noi nu am zis-o niciodată. Așadar, domnilor deputați, nu am nici cea mai mică îndoială și frică de a declara în fața reprezentanței naționale că noi suntem o națiune liberă și independentă. Discursul lui Mihail Cogălnicianu de pe 9 mai 1877, ziua în care România și-a declarat independența, astăzi, în Parlamentul României, un pic alt parlament. Am fi putut face mai mult, dar nu Uniunea Europeană poartă vina pentru aceste neajunsuri. Discursul președintelui Klaus Iohannis, din care vă citesc de asemenea, încercând totuși să nu limit pe președinte, pentru că nici nu sunt foarte bun la lucrurile astea și ar dura foarte mult din emisiune. Pentru România nu există altă opțiune decât aceea a dezvoltării sale în cadrul unei UE solidare și puternice. E necesar să comunicăm frecvent și mai bine ce înseamnă concret pentru români UE. Să aducem în prim plan beneficiile adesea ignorate. Trebuie să depășim această percepție și prejudecățile. Nu suntem un stat de rangul 2 în UE. E interesul major al României de a fi parte a unei astfel de uniuni aflate în deplin acord cu principiile sale constitutive. Lecțiile trecutului, mare atenție acum, lecțiile trecutului ne arată fără echivoc că țara noastră s-a dezvoltat doar când s-a asociat proceselor politice progresiste și atunci când politicienii ce-au avut viziune au pus proiectele naționale deasupra intereselor partizane. Vă dați seama ce job a avut și președintele Iohannis astăzi, adică să îmbine un discurs al independenței noastre naționale cu un discurs al necesității dependenței de UE, cumva, de Uniunea Europeană, o uniune care nu ne forțează să mergem cu ea. Nici vorbă de așa ceva, dar se duce înainte cu o viteză la care nu ținem pasul, nu reușim să ținem pasul, sau poate nu vrem, sau poate unii dintre liderii noștri politici nu vor, sau poate curentul general, dacă ați observat în ultima perioadă, curentul general din ce în ce mai naționalist nu mai vede cu ochi buni integrarea României în Uniunea Europeană. De aceea astăzi la România în direct dezbatem această temă, care va reveni în următorii 2 ani, zic eu, până când o să ne alegem foarte clar, până când o să știm. Vrem în Uniunea Europeană strânsă, într-o Uniune Europeană care merge mai degrabă către o federație, adică către mult mai puțin decât un stat independent, sau preferăm independența noastră, care, atenție, se manifestează nu numai în România, ci cam în tot blocul de est sau fostul bloc de est, începând cu Ungaria, dar chiar și Polonia, Slovacia, Cehia, să vedeți în Cehia curentul naționalist cât e de puternic. 0372069599, întrebarea pentru dumneavoastră este ce ați vrea să sărbătorim pe 9 mai în fiecare an. Bună ziua, Mihai! Bună ziua, domnul Moise, vreau să vă felicit în primul rând pentru emisiunea pe care o faceți și cred că este foarte bine să sărbătorim Ziua Europei și cred că este foarte bine și important să continuăm alături de Europa cu o integrare cât mai puternică. Pentru că vedem că în trecut Europa cât timp nu a fost unită, a fost războaie, conflicte, divizări, iar o Europa unită, din punctul meu de vedere, este foarte puternică. Poate fi, așa cum spuneți dumneavoastră, Mihai, dar nu e o blasfemie la adresa memoriei strămoșilor noștri care și-au dorit, uite, independența foarte mult? Da, Moise, e... Știți că la 9 mai trupele rusești încă erau pe teritoriul României, cred. Da, știu. Okay. Eu nu văd lucrurile chiar așa. Eu sunt tânăr și am respect pentru strămoșii noștri și pentru ceea ce au făcut, dar cred că trebuie să luptăm pentru o Uniune cât mai puternică și o integrare cât mai puternică. Pentru că vedem cu lucrătorii noștri ce fac. Și fără sprijin de afară, cred că am avea mari probleme, pentru că actuala conducere parcă dorește să ne îndrepte spre Rusia, spre China, de ce nu? Da, spre o independență, nu știu, de tip american. Uite, pentru americani, independența e un lucru foarte important.
Da, 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 domnul Moise, dar noi nu suntem America, nu avem puterea ei, noi nu putem. Efectiv, nu putem. Dacă ne desprindem de UE, credeți că am face față Rusiei, Chinei, nu știu, poate și Iranului, sau poate, noi nu putem. Vă mulțumesc pentru opinii, Mihai. 0372069599. Adrian, bună ziua! Bună ziua, Moise, ție și ascultătorilor Europa FM. Ca orice om care simte românește, normal că mi-aș dori să retrăim momentele declarației de independență. Da, Doamne ferește, dar erau vremuri grele, mai grele decât acum. Erau vremuri grele, mi-aduc aminte și de ultima, cred eu, declarație de independență a României făcută de Nicolae Ceaușescu la plenara din martie 89, când a anunțat plata datoriei externe, când a anunțat că putem să fabricăm și noi arma atomică și să ne lase țările occidentale în pace, când s-a luat de nemți că să termine cu unirea, că am putea și noi avea pretenții asupra teritoriilor ocupate, și am văzut ce a pățit. Și atunci părerea mea umilă este că ar trebui să gândim o dependență smart, o dependență negociată. Negociată la sânge, deci cu niște instituții ale statului român, și aici mă refer la diplomație, servicii și toți cei care au în fișa postului apărarea imaginii și a integrității țării, să-și facă jobul la maxim și să negocieze o dependență smart, o dependență inteligentă, pentru că dacă nu vom merge alături de celelalte țări ale Europei, greu ne vom descurca, mai ales după ce s-a întâmplat în ultimii 27 de ani în țara noastră. Vă mulțumesc, Adrian. 0372069599. Constantin, bună ziua! Da, și felicitări noastră și... De ce mă tot felicitați? Am pus problema într-un mod care ar fi trebuit să-i jignească pe mulți dintre dumneavoastră. Dom'le, am pus în discuție independența României, nu vă e clar? Da. Ce vârstă aveți, Constantin? Am trecut de 50 de ani, okay. Ați prins. Ok, și eu am prins alte vremuri, am o educație naționalistă, probabil că eu însumi m-aș fi, nu știu, penalizat într-un fel acum 27 de ani, dacă mi-aș fi imaginat că vreodată aș fi vorbit așa. Sincer, sunt părerea mea este că independența care a fost declarată la 9 mai 1977 e o independență. Da. Aveam nevoie și avem nevoie în continuare. De ce aveam nevoie? Hai să intrăm în păcatul de a face istorie contrafactuală. De ce era importantă independența pe 9 mai 1877? Era epoca și vremea în care națiunile se coagulau. Deja aveam conștiință națională, oamenii doreau să-și manifeste personalitatea națională. Nu, iertați-mă că vă aduc mai la lucruri concrete. Aș vrea să știți așa, că deja la momentul unirii undeva, deci în 1859, tributul pe care România îl plătea Turciei era o chestiune modică, că influențele și, de fapt, atacurile asupra României Unite au venit mai degrabă din partea Austro-Ungariei și a Rusiei și mai puțin a Turciei. Deci ce mare brânză, sau de ce am făcut bine în 1877 când ne-am declarat independența? Păi ne-am declarat independență față de turci, dar de fapt ne-am puțin umilit față de Imperiul Rus. De fapt ne-am spălat rușinea, pentru că rușii nu s-au descurcat foarte bine în război. Așa e. Dar le-am permis trecerea pe teritoriul țării și în același timp am avut probleme cu retragerea lor după aceea de pe teritoriul României. Când am pierdut și cele trei județe din sudul Basarabiei, adică... Basarabiei, okay. Bun. Așa e, dar n-am obținut un lucru și încă nu l-avem, o independență, să spunem, economică. Din punct de vedere acesta, trebuie să recunoaștem că e nevoie de o integrare în acest ansamblu care este economic, care este Europa și după aceea globalizat la nivelul global. În ziua de astăzi, nu poți discuta decât cu globalizare. Globalizarea implică automat și europenizare. Deci trebuie să fim realiști. Nu putem, nu se poate altfel. Nu suntem atât de mari. Uitați-vă că nici Marea Britanie, chiar cu Brexit-ul care l-au făcut, nu atât de ușor pentru o țară ca Marea Britanie. Mă tem că o să vă pierdeți entuziasmul, Constantin, atunci când o să vină marile țări europene, nu mi-l închide pe Constantin, și vor zice, ia, să vedem voi aici în România, ne faceți o concurență neloială, de fapt. Ia, instituiți voi un salariu minim pe economie care să fie ceva mai apropiat de cel din Franța, de exemplu.
Nu o să putem, că... o să ne fie greu. Ia, puneți voi niște taxe pe proprietate care să fie mai apropiate de alea din Germania. Da. Nu o să mai fiți la fel de fericit, asta încerc să vă spun. Știu, 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 dar și ei, cum spunea antevorbitorul meu, trebuie să negociem chestiile astea, să țină cont de realitățile țării noastre, dar decât să avem o independență și cu o conducere cu doi pași pe loc și unul la mijloc în a te dezvolta și a te uita până în buzunare să constați că nu ai bani de una și de alta și tot timpul, aș prefera o dependență de europeni, de stilul lor de management, de stilul lor de a okay. organiza. De fapt, noastră toți încercați să scăpați de conducătorii români, domnule, asta mi se pare. Vă mulțumesc pentru opinii, Constantin, și dumneavoastră. Ca să înțelegeți foarte clar, că tot l-am pomenit și ieri și înainte de această emisiune pe domnul Emmanuel Macron, omul este foarte supărat și vedeți intrarea prin alunecare la Polonia, pe care a făcut-o cu o săptămână înainte de alegeri, pe faptul că aceste țări din Est, astea ale noastre mai sărace, cu salarii mai mici și cu taxare mai mică, fac o concurență în sensul în care atrag capitalul și locurile de muncă dinspre vest spre est. Și da, așa este. Asta am făcut în acești ani. Nu numai de când ne-am integrat, chiar și înainte de integrare, în perioada de preintegrare, care a fost foarte importantă de asemenea. Deci, trebuie să înțelegem că concurența în momentul de față este mai degrabă pe acel tip de investiții care aduc valoare adăugată într-o țară sau în alta, de cele mai multe ori prin relocare, când avem altfel cum să facem. Adică ne-e foarte greu să inventăm lucruri acum, neavând baza pe care o au francezii sau nemții sau olandezii sau alții. Bună ziua, Nicolae! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Noi putem foarte bine să sărbătorim la 9 mai atât ziua Europei, cât și ziua Unirii, care am avut-o în 1877. Nu trebuie să ne uităm înaintea. Independenței. Independenței, independenței, îmi cer scuze. Noi nu trebuie să ne uităm înaintașii care am avut în istorie și nu cred că am supărat pe nimeni dacă le-am sărbătorit pe amândouă. Dar sunt contradictorii, tocmai v-am explicat. Dacă e să nu fim ipocriți, deci noi și Uniunea Europeană suntem într-o relație de dependență sau interdependență, dar mai degrabă, pe bune, dacă zicem că suntem interdependenți cu nucleul Uniunii Europene, suntem aroganți. Adevărul e că mai mult depindem noi de ei decât ei de noi. Categoric că noi depindem mai mult de, pentru că și importurile, majoritatea exporturilor noastre merg în Uniunea Europeană și la fel și importurile, ca ceea ce importăm, majoritatea importăm din Uniunea Europeană. Noi ar trebui să luăm ce e bun din Uniunea Europeană și pentru a ne putea dezvolta economic pe viitor, categoric va trebui să fim interconectați cu Uniunea Europeană. Nu e vorba doar de un tratat de liber schimb aici. Noastră, ceea ce ați descris a fost un tratat de liber schimb. Eu vă spun că adică Uniunea Europeană sau mai degrabă Federația Europeană într-un viitor nu știu cât de îndepărtat exact, va presupune mult mai mult decât atât. De la politică externă comună, armată comună, chiar, da? Până la fiscalitate. Da, asta se dorește. Evident că asta se dorește. Am nu știu în ce măsură se va și reuși. Vezi bine rezistența țărilor din Est față de aceste noutăți ce vor să le introducă în Uniunea Europeană și de asemenea politicile sociale care le aplică ei nu sunt pe gustul nostru al est europenilor. Și aici mă refer în primul rând la faptul că ni se bagă pe gât imigranții ilegal, politica gender, homosexualii și așa mai departe. Așa. Bine că sunt foarte, foarte puternic contestate în țările din Europa de Est, unde a rămas acest filon naționalist care trebuie avut în vedere și în România este foarte puternic dezvoltat. Nu prea se vorbește de aceste lucruri. Vedeți la noi. Vedeți că sunt și instrumente în același timp. Ce vârstă aveți? Iertați-mă că vă întreb. 33. Ok. Probabil că în anii 90, deci erați destul de tânăr ca să vă mai amintiți de celebrul articol 200. Cel care... Mi-l amintesc. Articolul 200 din codul penal care făcea homosexualitatea infracțiune. Și, da, la, și care a fost un instrument... Așa, care a fost un instrument destul de important în păstrarea României în afara Uniunii Europene. Acum nu știu dacă homosexualitatea are legătură cu naționalismul sau anti-homosexualitatea are legătură cu naționalismul, așa cum sunt prezentate aceste lucruri. Sincer, să promovarea agresivă are mai degrabă legătură. Sunt pârghii de marketing politic, putem fi de acord cu aceste lucruri, dar în același timp pot fi și pârghii de manipulare. Chiar naționalismul, culmea, chiar naționalismul poate fi folosit împotriva unei națiuni. Uitați-vă la francezi și la Le Pen, ca să nu mai zic de alte țări.
Aici e un subiect care nu cred că avem timp să-l discutăm acum. Eu am vorbit cu, am mai spus și în altă emisiune, cu oameni care cunosc din Franța, care sunt din pătura socială medie, oameni muncitori, care majoritatea au fost cu Le Pen. Și așa cum am mai spus, am întrebat, băi, de ce vreți să votați cu Le Pen? Uite cum ne este nouă prezentat aici în Europa de Est. Și mi-a spus toți, zice, băi, toți arabii și trântorii trăiesc din banii mei. Ăia îi votează pe socialiști sau pe Macron care l-au votat acum. Dacă o să stai de vorbă cu oamenii care produc efectiv în Franța, da, ei majoritatea l-au votat pe Le Pen. Oamenii pătura socială de mijloc, deci cei care produc valoare adăugată, nu asistații sociali. Înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar în același timp vă atrag atenția că, cel puțin din punct de vedere al procentelor, nu poate fi extrapolată chestiunea asta. Uite-te și la absenteism. A fost absenteism record. Este record. Corect. Și în primul rând, dintre oamenii activi a fost acest absenteism. Nu a fost dintre oamenii... Nu, extrema stânga, nu, extrema stânga a absentat în al doilea tur de scrutin. Nu neapărat. Oamenii activi, da, au fost. Uite-te că marea majoritate a musulmanilor au fost la vot. Și se știe foarte bine cu cine au votat. De asemenea, asistații sociali. Deci un fel de PSD a câștigat la ei. Nu sunt de acord cu dumneavoastră deloc. Dar, sigur, doar istoria ne poate da dreptate mie sau dumneavoastră. Mie mi se pare că, v-am mai zis, mi se pare că Macron este de fapt un liberal din punct de vedere al politicilor, un om de dreapta, mai degrabă. Din punct de vedere al politicilor pe care urmează să le facă Franța, dar în același timp va exporta socialismul tradițional, de altfel, francez, mai mult către țările Uniunii Europene. Și dacă cu Germania s-ar putea înțelege, pentru că nemții au avut niște decenii de quasi-austeritate care le-au permis, de fapt, să îngenuncheze din punct de vedere al concurenței economice Franța, adică să se distanțeze, că nu a fost o îngenunchiere propriu-zisă. Au o debalansare extraordinară a comerțului dintre cele două țări, Franța și Germania, și Macron de multe ori a invocat această chestie. E foarte nemulțumit de faptul că francezii exportă mult mai puțin decât importă în Germania. Importă mult mai mult decât exportă, dar e același lucru. Deci, având în vedere aceste lucruri, dacă cu Germania, să zicem că s-ar mai putea negocia, înțelege, pentru țările astea din Europa de Est, în special pentru România și Bulgaria, vă spun, va fi greu, foarte greu să se țină de niște standarde pe care eu le intuiesc în momentul de față. Să sperăm că nu vor fi așa cum cred eu că vor fi. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Dar sigur, momentele alea vor fi vor da noi prilejuri pentru o retorică de tipul uite ce ne face UE, ne iau și pielea de pe noi, se pot majora, de exemplu, contribuțiile, da, în condițiile în care contribuțiile la bugetul Uniunii, în condițiile ieșirii Marii Britanii. Și sunt niște sume acolo. 0372069599. Ce vreți să sărbătorim, să sărbătorim, scuzați-mă, pe 9 mai în fiecare an? Independența României sau interdependența ei tot mai mare cu Uniunea Europeană? Bună ziua, Alexandru! Bună, Moise! Interesantă tema care ai ales astăzi. Nu știu, în vederea mea, cred că ar trebui să sărbătorim independența în contextul zilei de atunci. Cred că ce am reușit să obținem atunci, în 1976. Adică să facem ziua amicilor numărul 2 după 1 mai, nu? Cam asta ar vrea dumneavoastră să devină 9 mai. După 1 mai, la o săptămână după 1 mai, să facem încă o zi cu mici și bere și să ne amintim că țara noastră s-a declarat independentă și că s-a luptat cu turci. N-aș spune chiar așa, nu știu. Adică există o mare diferență între naționalist și populist, cred. Din ce în ce mai puțină, să știți. Da, din ce în ce mai puțină, din păcate. Și naționalismul nu trebuie dus la extrem. E ok să, nu știu, să fii mândru că ești român, să fii mândru că ești francez, englez, dar nu cred că toate lucrurile care sunt duse la extrem nu sunt bune. Și cred că ar trebui să o sărbătorim în contextul de atunci și să ne gândim ce am reușit să realizăm. Că dacă te uiți la cum s-a dezvoltat Europa în ultimele secole, cum s-au schimbat granițele și cum s-a modificat totul și unde suntem în ziua de azi, cred că s-au schimbat foarte multe și cred că ar trebui să avem în vedere lucrul ăsta. Da, dar țineți cont de niște lucruri. În primul rând, Europa în ultima 150 de ani s-a autodistrus de vreo 3 ori.
începând de la războiul franco-prusac pe care l-am invocat în zilele trecute și ura aia și în contextul antisemitismului de fapt de atunci, care a avut și el un roc, după aia în primul război mondial, în al doilea război mondial și abia după aceea, după aceste încercări cumplite, grave, mai mari continentului au fost de acord să se pună la aceeași masă, să-și pună istoricii, atenție, între Franța și Germania au fost niște controverse legate de istorie până nu și-au făcut o istorie comună pe care să o învețe la școală și unii și alții și până n-au trecut 50 de ani în care să-și recunoască acel tip de istorie, n-au reușit să treacă peste astfel de lucruri. Da, sunt de acord și cred că în momentul când s-a semnat tratatul de, și s-au adunat marile puteri de ale Franța-Germania, s-au adunat cu un singur scop. Păstrarea păcii. Exact, da. Păstrarea păcii. Și atunci s-au divizat, cred, și serviciile, fiindcă fiecare țară era specializată într-un anumit domeniu. Și cred că n-ar trebui să uităm asta, fiindcă România și-a pierdut, din punctul meu de vedere, industria. Și dacă am duce-o prea mult spre naționaliști și lucrul ăsta, cred că Să știți că aceste lucruri sunt greșite. Nu e o propagandă, e mai multă prostie decât propagandă care se face în special pe televizor. Din punct de vedere al structurii produsului intern brut al României, adică ceea ce facem noi în fiecare an, da? Unde ponderea e de aproape 90% valoare adăugată, să știți că industria ocupă cam 30%. Dacă mai puneți și IT-ul, care este de asemenea o ramură cu mare valoare adăugată, ne ducem la aproape 40% din ceea ce producem. Problema noastră este că facem aceste două lucruri, aceste două ramuri, nu cred că ocupă mai mult de, cât să zic eu, un milion din populația de 18-19 milioane a țării noastre? Cam atât. Aia este, de fapt, polarizarea și sărăcia și subdezvoltarea într-o parte și mult prea marea dezvoltare, de exemplu, între dacă pui București, Cluj, Timișoara față de restul țării. Deci, încă o dată, nu faceți această greșeală. România nu este o țară dezindustrializată. Mult ocupă în momentul de față. Sunt de acord cu această vedere, dar trebuie să admitem că nu putem să trăim nici în vid, nici să trăim numai... dacă decidem să renunțăm la Uniunea Europeană, să spunem, atunci ar trebui să reformăm toată industria de la capăt, ca să avem serviciile care sunt și Uniunea Europeană, fiindcă Uniunea Europeană funcționează ca un întreg sistem, nu știu, din punctul meu de vedere. În care serviciile ocupă peste 50%, ghiște și în România, au peste 52% din PIB. Dar încă o dată vă spun așa, ați plecat de la o premisă greșită, de fapt, da, francezii au intrat cu brânza în comunitatea oțelului și a cărbunelui, nemții au intrat cu Mercedes-urile. Acum 15 ani, cred că mașinile Renault erau cele mai vândute, cred că Renault, dacă mi-amintesc eu bine, era cea mai, sper să nu greșesc, era cea mai vândută marcă din Germania, iar astăzi avem o producție Renault, de fapt, sub marcă Dacia în România, care aduce niște bune miliarde, vreo 2-3%, chiar mai bine, 3% din PIB-ul României este făcut de industria auto. Atenție, doar de această marcă, Renault, Dacia. Da. Deci plecați de la niște premise greșite, asta vă spun. Asta înseamnă, de fapt, interdependență, ceea ce le enervează pe Macron, pentru că normal că nu s-au mai făcut anumite tipuri de mașini, nu s-au mai făcut în Franța, au continuat să facă Clio în Franța, după care a venit criza și au constatat că francezii nu mai cumpără Clio, cumpără Dacia, MCV sau Duster sau Sandero. Da. Și atunci asigur că îi enervează aceste lucruri și vor să schimbe aceste lucruri. Le-au adus probleme sociale foarte mari. Deci ne îndreptăm către o nivelare a acestor condiții, iar noi nu suntem în momentul de față, nu avem nici măcar, cum să spun, coeziunea națională. Nu suntem capabili din punct de vedere politic să ne unim și să înțelegem acest moment. Nu vedeți că noi ne luptăm în momentul de față, ne ținem la ăștia să nu grațieze corupția. Și să nu... Asta e preocupațiunea mentală, cum ziceam, Moromete, a națiunii noastre. Deci, luați acestea în context și spuneți în ce vreți să sărbătorim pe 9 mai, peste 5 ani. Da, pe 9 mai peste 5 ani. Cum am și menționat în început, cred că ar trebui să sărbătorim ce am reușit să realizăm și cred că putem fi și români și europeni în același timp și nu trebuie să punem o limită între aceste lucruri. Vă mulțumesc pentru telefon. Am vorbit mai mult eu și încerc scuze pentru asta. 0372069599. Vă las pe dumneavoastră. Radu, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Și eu zic că ar trebui să sărbătorim amândouă lucrurile, pentru că în 77, la declarația de independență, România avea nevoie să facă pașii ăștia ca să poată construi tot ce s-a construit până acum, adică o națiune puternică. Și independentă. Și independentă. Vreau să vă spun că exista proiectul la două Românii, una în Balcan și una la nord de Dunăre, doar proiectul României mari a fost făcut.
Stați, nu introduceți... Deci, într-adevăr, la vremea respectivă, mai exact după războiul ultimul ruso-turc, s-a pus problema unei uniri a Bulgariei cu România. Cred că la asta vă referiți, nu-i așa? Sub conducerea principelui Carol, care a devenit regele Carol. Nu știați de aspectul ăsta? Ba da, știam de aspectul. Okay. Știu că Bulgaria, spre exemplu, s-a format după modelul unirii Moldovei cu Valahia, pentru că și Bulgaria e formată din Bulgaria și Rumelia. Asta odată. Pe de altă parte, acum vreo 150 de ani în Balcani erau 1.500.000 de vlahi machedoni și acum mai sunt vreo 100.000. Ar trebui să ne întrebăm de ce mama naibii s-au întâmplat toate lucrurile astea și să ne dăm și câteva răspunsuri. Păi, da, dincolo de asta. Nu, stați, asta duce o perioadă mai... Câți bulgari mai sunt în Dobrogea? Poftiți. Bine, lucrurile nu vin neapărat din Bulgaria. Dacă vă uitați în Albania, veți descoperi două județe, Vlora și Curceaua, în care sunt vorbitori de limbă română, care abia acum încep să aibă niște drepturi. Dacă mergeți vis-a-vis de Severinul dumneavoastră, o să vedeți Valea Timocului, în care oamenii n-aveau dreptul până de curând să pună nume românești copiilor și acum li s-a inventat o limbă vlahă. Dar mă rog, asta e o altă discuție. Nu face subiect topicului de astăzi. Eu vreau să spun așa, că în principiu România e un stat european. În momentul ăsta are un alt parcurs, suntem într-un alt imperiu, e bine că suntem într-un asemenea imperiu, pentru că în felul ăsta ne șlefuim și putem să contribuim. Vă spun asta un om care lucrează într-o corporație și care, pe lângă corporație, mai lucrează și ca freelancer și, spre exemplu, fac cursuri de diferențe culturale sau cursuri de management și pot să vă spun că managerii români sunt mult mai buni manageri decât managerii polonezi, spre exemplu, sau unguri sau bulgari. Chiar nu există termen de comparație între ei. Asta odată. De ce? De unde vine asta? Asta vine din resursele pe care le avem, din felul în care am construit capitalismul. Că suntem oameni creativi, inovatori, capabili să facă lucruri, capabili să ia decizii. Spre deosebire de polonezi. Vă mărturisesc că mie îmi plac polonezii. Am fost astăvară în Polonia și mi-au plăcut la nebunie polonezii. Deci da, nu vă înțeleg, dar, nici de nu pot să vă contrazic. Okay. Fac cursuri în Polonia și m-am săturat de oameni rigid și încă sau de manageri incapabili să construiască un plan de dezvoltare. Deci noastră ziceți că românii sunt mai inventivi decât polonezii, dar a stat 5 ani în Polonia, ați intrat vreodată într-un magazin de bere? Alo? Am cumpărat berea lor. Deci, ei au 250.000 de feluri de bere locale, da? Ok, noi suntem însă mai inventivi, vă asigur de asta, sunt de acord. Bine, asta e datorită felului în care am construit capitalismul. Uitați-vă la cotele de piață pe care au mari producători de bere. Nu numai, suntem o națiune mai tânără decât al lor. Ăsta este adevărul. Chiar dacă venim de la daci și de la romani, nu uitați că națiunea poloneză s-a consolidat sub ocupație în secolul XIX, dar s-a format anterior. A fost o mare putere medievală Polonia, spre deosebire de România, care nu a fost. De aceea eu mă mândresc cu zaibărul oltenesc, care nu mai există în momentul de față, care este, de fapt, o specie importantă. De la Zibel din Franța, v-am mai povestit, cred. Da. Dar eu da. O consider o valoare locală și chiar națională. Zaibărul, domnule, mă înțelegeți? Ei chiar le au pe astea inventate de ei, de mult. E foarte bine că le au și noi avem foarte multe lucruri. Eu altceva vreau să spun. Vreau să spun că școala și biserica în Polonia sunt foarte puternice. Așa. Nu sunt atât de... orientați către avea o părere despre avea o părere cum suntem noi românii cei care contestăm absolut orice, asta pe de-o parte. Pe de altă parte, ca să revenim la topic, trebuie să conștientizăm că suntem într-un imperiu în care trebuie să contribuim. Iar dacă noi avem un plan și o strategie în care să spunem că, uite, spre exemplu, ar trebui să dublăm numărul școlilor de IT sau să facem informatică din clasa 5, acum ar trebui să întâmple din toamnă, poate că reușim ca în negocierile cu UE să ne gândim la viitor și neapărat la trecut, pentru că Franța e o țară tradiționalistă, într-adevăr, dar uitați-vă la industria ei și la managementul ei. Industria vine cu produse din anii 60-70, cu foarte puține update-uri, iar stilul de management francez este cel mai neproductiv dintre toate, cel mai ineficient. Vă contrazic. Vă contrazic pentru că Europa FM face parte dintr-un trust franțuzesc și vă spun că, mă rog, noi avem conducere românească aici și suntem mândri de conducerea noastră, vă asigur de această chestie, dar întotdeauna am avut consultanți care au venit de acolo, de la Paris, sau din altă parte, și francezi și englezi. Ne-au plăcut și unii și alții, vă spun că managerii francezi despre care vorbiți dumneavoastră eu nu-i cunosc, din contră. De câte ori am fost în Franța și am fost în corporații în Franța, de vreo câteva ori, am descoperit un stil aproape nemțesc în corporațiile globalizate în special.
Macron nu are genul de educație de care spuneți noastră tradiționalistă franceză, sau cel puțin după ce a făcut 3 facultăți, între care una de filozofie, este mai degrabă, așa cum îl acuză de fapt Marine Le Pen, că ar fi un globalist, un om care știe să aplice niște reguli care sunt aplicate în toate corporațiile. Atunci eu nu văd nicio piedică în faptul că Macron vine. Noi va trebui cumva să avem un plan, o strategie și să ne ținem de ea, pentru că într-o piață globală noi putem contribui. Că trebuie să ne pregătim pentru asta și că trebuie să revedem într-adevăr educația, felul în care facem școală, ce dăm pe televizor copiilor, oamenilor, care sunt mesajele cheie de pe media, da, asta va trebui să facem, dar asta înseamnă să fim un pic pregătiți. Ori eu mă aștept ca prim-ministru, care e un IT-ist, să se detașeze cumva de zona de administrare și să gândească un pic vizionar, să meargă să discute cu președintele sau măcar să încerce să coalizeze, să încheie o strategie de dezvoltare a țării. Pentru că dacă am intrat în UE și trebuie să producem nu știu cât lapte sau nu știu cât, da, câte tone de carne, da, în varianta în care va trebui să renegociem, va trebui să vedem care sunt industriile inovative sau din trend pe care am putea să le aducem aici. Radu, avem cu cine. Ok, bine. Vă mulțumesc mult pentru mesaj. Scuze de la Costi, Dorin și Răzvan, care sunt pe linie și care vor intra imediat, că i-am ținut mult, mi-a plăcut de Radu. Vreau doar să vă atrag atenția că genul acela de strategie pe care invocați noastră și o cereți de la Grindeanu ar trebui, de fapt, să vină de la președintele Iohannis. Bună ziua, Costi! Costi, bună ziua! Costi? Costi, cred că a închis. Bună ziua, Dorin! Nu, bună ziua, cine? Dorin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Dorin? Da. Am ascultat și ce a zis persoana anterior. Da. Și are câteva idei bune, dar nu știu de ce a criticat pe polonezi. Am cunoscut destul de mult, mai ales turiști. Da. Și mi se par oameni suficient de flexibili. Da, dar vedeți că e altă experiență. Radu vorbea din, zicea că a stat acolo și că a lucrat cu manageri și corporatiști. Am fost și eu pe acolo, știu cam cum. Când ești turist, ești într-un fel, când lucrezi e altfel. S-ar putea să n-aveți amândoi dreptate. Asta încerc să vă spun. Nu, mă gândeam că am avea destul de multe de copiate la ei. De la polonezi? O, da, băi, de capul meu, bineînțeles, da, sunt de acord. Și mă gândesc inclusiv ideile astea naționaliste, că la noi asta e un punct foarte slab. Naționalismul în România? Da, deci suntem mult prea maleabili, exact când nu e nevoie. Puteți să dați niște exemple? Eu vă spun că da, și mie mi se pare că suntem cosmopoliți atunci când nu trebuie și naționaliști atunci când nu trebuie. Copiem toate lucrurile proaste de la occidental. Și le păstrăm și pe cele proaste de la noi în același timp. Păi le așa avem, le aveam dinainte și că suntem balcaniști, dar avem înclinația asta de a copia toate măgările de la ardelean? Americani. Da, da. Și dumneavoastră vă considerați balcanic? Eu de la Severin nu mă consider balcanic. Păi suntem balcanici. Iertați-mă, Bucureștiul e balcanic. Chiar și Constanța e balcanică. Este, dar România nu e balcanică, să știți. Îl cunosc foarte bine și Ardealul e doar o spoială. Nu suntem cu mult mai diferit față de Sârb, că am fost pe acolo. Și culmea, ei sunt naționaliști, ceea ce e un avantaj pentru ei. Și e destul de pus la punct. Vedeți că naționalismul sârbesc le-a distrus țara în ultimii 25 de ani. Rău. Ei au pornit războiul de acolo, e drept. Dar și ceilalți sunt cam cretini, mă refer la croați și sunt cam săriți un pic pe fix. Adică sunt oameni din aia care se enervează prea ușor. Nu au, cum să zic, răbdarea aceea cum au românii. Românii au răbdare, dar uneori exagerează, au prea multă. Ok. Deci față de vecinii noștri de la vest și la ea le stare muștarul când nu trebuie și calcă în străchin. La unguri vă referiți? La unguri, da, și aia se enervează când nu trebuie, exact. Am avut o grămadă de colegi, exact când trebuia să rezolvăm treaba, nu mai aveau răbdare că trebuia să se rezolve. Uh-huh. Și-au dat cu piciorul exact când mai aveam un pas și rezolvam treaba. Dar cunosc că sunt dintr-un oraș, din Ardeal și avem sute de
prieteni maghiari și colegi. Așa e, dar vedeți că maghiarii din România sunt diferiți de aia din Ungaria. Nu zic eu, v-am mai povestit despre studiul lui Daniel David, da? Deci arată că maghiarii din România sunt mai degrabă ca românii decât maghiarii, ca maghiarii din Ungaria. Înțeles. Dar eu zic că ar trebui să ne alăturăm și grupului de la Visegrad. De ce? Ca să ne putem apăra interesele, fiindcă adevărul că marele capital are interesele lui proprii. Da. Vreți să facem o mică antantă, de fapt, dumneavoastră, Dorin. Păi trebuie să echilibrăm în Europa. Dar știți care a fost sarta micii antante? Cehia, Serbia și România. Adică... Păi asta a fost să se apere împotriva mai ales a Germaniei, Austriei. Erau prea mici. În momentul în care Germania a început să rupă din Cehoslovacia, s-a terminat cu orice antantă. Nu cumva vreți dumneavoastră să facem o mică antantă în fața unei Rusii care sigur... e comparabilă acum, cu Germania de dinainte de al doilea război mondial. Ca putere vorbesc. Acum, împotriva Rusiei mai luptă și Statele Unite și avem... Mă îndoiesc. Se cam balansează treburile. Mă îndoiesc. Statele Unite, Marea Britanie, în general și Europa. Dorin, ok, v-am înțeles. Cred că v-ați făcut înțeles. Vreau să vă povestesc că am stat azi noapte până foarte târziu ca să urmăresc la CNN și a fost transmisiune în direct. Vă recomand tuturor să faceți asta. Cred că e un moment istoric, un moment despre care se va scrie în cărțile de istorie. Audierea la Comisia, cred că e senatorială, a Congresului, oricum parlamentară, din Statele Unite, a fostului procuror general și a șefului comunității de informații, Demis și de Donald Trump, la începutul acestui an, în condițiile în care ei s-au dus acolo și au spus, vezi că ai o problemă cu unii de la tine din echipă care joacă cu rușii. Și în decurs de câteva zile au fost demiși, pur și simplu, înlocuiți. Foarte interesante lucrurile alea. M-am trezit târziu astăzi din cauza că am stat mult și m-am uitat azi noapte la acel tip de dezbateri foarte interesante, care arată altceva, o altfel de democrație decât trăim noi în România. Dar mă rog, e vorba și de interesul parlamentarului pentru a face bine țării lui. Răzvan, bună ziua! Bună, Moise! Vă ascultăm! Da, am stat și te-am ascultat, am urmărit și eu, mă rog, nu atât de mult evoluția evenimentelor din state. Ca să spun foarte sucină întrebarea ta vis-a-vis de ce îmi doresc să sărbătorim peste 5 ani, răspunsul este apartenența la un bloc comunitar, pentru că cred că istoria a demonstrat în ultima perioadă că lumea e atât de interconectată mai nou încât orice eveniment care a pornește din America, falimentul unei bănci, impactează lumea întreagă, orice război. Nu și Vasluiu, Telormanu, Mehedințiu, asta numai mă rog, puțin. Eu te sunt din Timișoara și pot să spun că într-o măsură mai mare sau mai mică, eu am simțit-o, cel puțin din perspectiva evoluției ratelor dobânzilor și, mă rog, altor indicatori economici. Okay. Cert este că un stat ca nostru, în care, din păcate, instituțiile sunt slabe și, mă rog, sau poate avem prea puține instituții puternice. Instituțiile sunt slabe în care actorii politici au interesele proprii pe care își urmăresc înainte de interesul național. E destinat fie unui scenariu în care ajunge un stat izolat, în cazul în care nu merge pe varianta europeană, fie un scenariu în care ajunge un stat sub influența Rusiei. Și atunci, da, putem să ne gândim cu entuziasm și respect la istoria noastră, dar pe de altă parte erau alte vremuri, alte situație geopolitică și, mă rog, nu cred că se mai poate face o comparație cu perioada aceea în 2017. Vă mulțumesc pentru telefon, Răzvan. În mod cert, declararea independenței României a consolidat statul român, tânărul stat român de la 1877, da? Care s-a declarat apoi regat în 1881 și a deschis o altă cale și de dezvoltare implicit, chiar dacă la vremea aia, să vă spun că încă mai exportam în special grâne, 80%, chiar dacă eram printre primii exportatori de produse rafinate, tot grânele erau cele care contau. Mai am puțin timp. Lucian, bună ziua! Te salut, domnul Moise, de scurt. La Cluj-Cotoșvar, Klausenburg, România. Asta e cosmopolitismul dumneavoastră al clujenilor, e maximul, cred. Domnule Moise, da. Am aproape 50 de ani și încă consider că n-am învățat nimic din faptul că naționalismul
a fost cea mai grea boală a secolului 19 și 20. Nu, de ce? A fost, atenție, o mare problemă. Am uitat de un război întâi în care au murit milioane de oameni. Ok. Milioane. Dar atenție, naționalismul, naționalismul caracteristic într-adevăr și secolului XIX, mai ales în partea asta mai întârziată de Europa, a avut rolul său atunci. Dar e altceva, adică nu-l putem judeca astăzi, sau mă înțelegeți, cu valorile de astăzi față de contextul de atunci. Dar absolut, aveți dreptate și nu vă, îmi cer scuze, Lucian, se termină emisiunea. Aveți dreptate. Aveți dreptate când spuneți că, de fapt, încordarea care s-a născut după formarea statelor naționale, sigur, a răbufnit în războaiele mondiale. E adevărat. Acest lucru, cred că, greu poate fi contrazis de cineva. Eu cred că n-ar trebui să ne gândim atât de mult la... Adică e atât de... E important să știm ce s-a întâmplat în 1877, să înțelegem istoria, să ne cunoaștem, în primul rând, istoria și să o înțelegem. Nu cred că ar fi atât de grav până la urmă să mai facem încă o sărbătoare cu mici și bere și pe 9 mai, mi se pare mie. De altă parte, contextul ăsta de acum, în care Europa se duce către altceva decât putem noi, de asemenea trebuie înțeles, pentru că el este important pentru viitor mai degrabă decât pentru trecut. Trebuie să ne respectăm trecutul și să-l cunoaștem. Asta ca să nu ne ratăm viitorul, mă gândesc. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.